Bună ziua și bine ați venit la Profon Life Expert și de matematică. Gata, și pornim la imediat, Mario. Probleme cu fracții, nu? Așa se zice, să luăm și noi. Am scos două caiete, în frășoară mare. Da. Suntem pe 20... Și cât astăzi? 8. A, 28. 20. Asta s-o dă și mare. Da, da. Ce dragă fi mă. Zicem. Fracții, probleme cu fracții. Probleme în care să operăm cu fracții, da? Nu cred. Nu se poate. Ce, nu ai? N-ai descris? Da, dar nu descris, stare, da. Da. Da? Mi-am găsit cred. Deci cu fracția acolo să fie. Acum asta caut în pătătorie. Dacă nu, putem începe cu ceva. Fracții cam puține în locurile astea. Cred că nu se făceau fracții la barca. Deci... Davide are o sumies. Davide are suma ies. După ce își cumpără da? Deci își cumpără un stilou pe un stilou de o șeptime din sumă. Da, o șeptime din sumă. Pe o minge de nu. 5 șesimi din sumă. Se mete. Și rămâne? Da. Îi rămâne rest 10 lei. Ce sumă a avut? Ce sumă a este egal cu cine? Da? 10 lei. Este egal cu cine? Ce sumă a avut Darius? Zim Darius să vedem aici. Facem un segment. Da. Deci, pe un segment reprezentăm suma. Este. Prin un segment. Ne împărțim în șapte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tăiem un segment. O șeptime o consumi pentru stilou. Și după aia, da. De profesor, din rest. Din rest? Ia 6. Pe o minge de 5 șesimi din rest, hai să zicem, da, din rest. Păi, în cazul ăsta facem tot segmentul, împărțim în 6. Un segment îl împărțim în 6. Care segment? Un segment din ăsta. Da. Împărțim în 6. Am o întrebare. Da. 5 pe 6 e din rest, nu? Din rest, așa am zis. Păi dacă e din rest, nu ar trebui mai întâi să scădem cei 1 pe 7 și ne rămâne 6 segmente. Și dacă luăm 1, adică ne-ar rămâne 6 și 5 pe 6 ne-ar rămâne apoi 1. Și 1 la acela este 10. Iată, Daria, Davide, să vedeți ce spune Daria, Davide. Ea spune așa, dacă e din rest, atunci facem restul. Ce trebuie să facem? Din cele 7 șeptimi, scade o șeptime, care ai dat-o pe stilou, și mă las câte șeptimi? 6 segmente de acestea. Și acum, ci că pe minge dai 5 șesimi din rest.
Adică dai 5 segmente de acestea, da? Și se rămână... Da? Pe minge, dai 5 segmente, da? Mingea. 1, 2, 3, 4, 5. Și restul care rămân după ce... Asta pe minge, da? Da. Și ce să mă dat? Minge. Și ăsta e restul. Restul care îți rămâne este de 10 lei. Și acum facem 10 ori 7. 10 ori 7? 70 lei. 70 lei am avut ca sumă. Ce a fost aici interesant? Că trebuia să scădem. Eu am dat, că trebuia să scădem, ca zis din rest. Da. Și că am dat, am fost foarte drăguț. Da. Și v-am dat cele 6 șesimi care au rămas. Puteam să-mi dați 5 cu 5 copii. Da, da, deci dacă vă deam 4-5 din rest, treaba se complica. Da. Facem și așa. Deci v-am dat-o în varianta cea mai simplă, ca să ne încălzim. Deci după ce am spus că dai o șeptime din sumă peste loc, dar Davide, o șeptime, am mers pe unul și am zis, am făcut un calcul în mintea mea. Și am zis, măi, după ce dai o șeptime, mai rămân câte șeptimi? 6 șeptimi. Mi-ați dat din sumă și după aia schimbat. După ce am dat de la, mereu 6. Și acum, 5 șesimi, e clar că segmentele aceia sunt 6, 5 le consumă pe minge și rămâne un singur segment. Da. Și atunci treaba a mers foarte repede. Suma totală este cât de 10 lei și putem afla cât de dat peste loc. Cât 10 lei. 10 lei. Pe minge cât 50. Ai dat? 50. Și ți-a mai rămas 10 lei. Dar am să modific acum problema. 5 pe 5. Nu 5 pe 5. Nu 4. Mă. Daria. Tu-ți bagi o dimine. Dragilor, uitați ce se face după ce înveți carte. 5 pe 5 înseamnă 1-3. 5 pe 5, 6 pe 6 sau cât ai vrea tu. Nu, te-am să dau așa, dar... Deci, peste loc. Deci, a doua variantă de problemă, prima. A doua variantă așa. Peste loc o șeptime. Pe loc o șeptime. Iar pe minge, da? Mingea. O doime. Nu! Nu, că e simplu. Jumătate, nu. Da? Nu, 4-5. Pe nu vă minge, lăsați de minge, 4-5 din rest. Da, super. 4-5 din rest. 2, 3, 4, 5. Și... Câte au rămas? Rest, îi la rămân... La asta facem rest. După, domnul profesor. Hai că să facem așa, cum spui tu, să facem după. Da, punem, pentru... că poate, dacă dăm acum, de exemplu, la întâmplare, dăm la 14. Nu merge la 14, ci trebuie să faci. Dar cât voi vă gândiți cum ar trebui să mișcați problema, eu o să vă dau și restul. Bine? Da. Așa. Eu mă gândesc. Adică noi... Dați un multiplu de
Stați. Mai calculez o dată. Dacă îmi dați și ideea ce multiplu se va da la sfârșit, e foarte tare problema. Foarte tare. Nu, Davide, puneți mintea la treabă, Davide. E foarte tare problema. Că acum e cu 4 cincimi. 4 cincimi din rest, iar segmentele acelea au rămas 6 de toate. Și tu vrei cincimi? Ești pus în încurcătură. Trebuie să-mi dați numai un multiplu de 2. Mai tare. Nu, nu-i de 2. Nu-i de 2? Nu. Păi dar nu facem 3 de jumătate. Nu, dar ea, dacă ți-am zis că nu-i, înseamnă că tu trebuie să analizezi și mai bine, da? Analizați și mai atent. Deși ești pus în încurcătură mare acum. Mă duc și mi-a rușit creierul. Nu, David, atenție multă. Trebuie să te prinzi de poantă. Fiindcă vorbim de cincimi și tu nu ai posibilitatea să o faci, atunci fiecare segment de acela să-l împarți în cinci. E foarte important. Fiecare în cinci. Și atunci? Da. Și vom avea 6 ori. Atenție și din rest, am zis. Da. Din rest? Aia-i! Din rest? Acum mi-am dat și eu seama. Sigur că da, foarte tare. Deci ne puteți da un segment... Un multiplu de? Un multiplu de 25. Nu. 25, domn profesor. Nu. Păi da, de 16. Nu. Azi și la întâmplare. Nu, că am făcut. Cum ai ce ai făcut? Păi am făcut un segment, am împărțit în 7, am tăiat un segment. Bun. Ăsta, septima e terminată, da? Da. Păi am împărțit fiecare în 5. Fiecare segment de ăsta în 5, da? Da. Fiecare în 5. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Da? De 4 de ăsta. 1, 2, 3, 4. Și mai departe. În clipa asta... Am tăiat 4 segmente și la primul... Tot întregul, inclusiv ăsta, câte segmente de acele va avea? 30. Și, nu, 35. 35? Că sunt câte? 7, nu? 7 sunt. Și, pe minge, ai dat, fie zice o șeptime, fie o șeptime este egală cu, amplificând cu 5, cu 5 pe 35, ori 5 pe 35, ori șeptime. Și ce-a rămas cât din rest? Care este restul după acest caz din cele 35 de segmente? 35 minus 9. 35 minus 5. Păi fiecare de asta fiind câte 5, nu? 5 ori 6, 30, da? Și câte... Cât cheltui pe minge? Pe minge ai 4 pe 5 din rest... Din 30. Din 30 de segmente de alea. Păi ar putea să stop, 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 stop. Dar cu numitor, la 35 aparte. De ce trebuie să mulțești pe asta cu 7? Un multiplu de 11. 7 ori 4, să vă învede, mai analizează. 28 pe 35. Și acum, din 30... Scad. Din 30, scazi pe cine? Pe? 28. Pe 28. 30 minus 22. Două segmente îți rămân ca rest. Deci două segmente. Deci două segmente. Toate astea le cheltui pe cine? Pe astea 28. Le cheltui pe minge. Și atunci... Deci am un multiplu de... 28. Un multiplu de cât? De 28. De ce 28? De 5. Dar regula rămâne un multiplu de cât? Da. Dacă ne-au rămas două segmente, numai două segmente mi-au rămas. Un multiplu de 2. Ai spus, da. Eu. Dar am vrut să insist mai mult. Să te bați cu mine. Un multiplu de 2. Ai spus? Am spus.
Da, ai spus-o multiplu de 2. Gata, merg, cele tare. Deci multiplu de 2, pe urmă am zis nu, și tu ai zis altceva și altceva, da? Eu v-am spus multiplu de 2 și dumneavoastră... Dar de ce ai spus, dacă raționamentul a fost așa, este și mai tare chestia. Deci ai gândit de felul ăsta? Am făcut o grămadă significativă. Așa, ai făcut. Și am făcut și am tăiat și am făcut și așa și am zis 2 și dumneavoastră a zis 1. Și eu vă cred pe dumneavoastră. Bine. Că eu sunt prietenă cu dumneavoastră, am încredere în dumneavoastră. Datorită prieteniei noastre, da? Deci, de aceea și m-am opus. Din prietenie, da? Da. Ce bine, mă bună. Da. Atenție multe. Fii atentă, Daria, am simțit egheșițul. S-a apropiat foarte tare. Ea a știut că trebuie să împartă neapărat în câte, Davide? În 5. Datorită faptului că nu mi-au mai rămas 6 ca data trecută, să iei 5 din acele 6 și să rămână una. A simțit nevoia să împartă în câte? În 15 fiecare. Adică, odată împărțit în 17, fiecare în 5, ajunge să aibă segmente de acelea foarte mici, 7 ori 5, 35. 35. Și consumă pe cele 5 din 35, adică șeptimea, și rămân 30 de alea segmente micuțe, iar pe minge dă, cât am spus, 4 cincimi. Din rest. Adică 4 cincimi, înmulțim cu 7, ca să avem același numitor, iată cât e de important să știm operație cu fracții, mulțim cu 7 și fac 28 pe 35. Dar 28 de segmente de la mici, dar de în urma împărțit la 35, da? De alea sunt 28. Dar total restul cât este? Cât este restul? Este 5, ori fiecare de 5, sunt 6 în total, 5 ori 6, 30, le-a consumat pe cele 28, a ajuns până aici, eu mai rămas două segmente, iar când eu dau restul, trebuie să fie un multiplu de 2, ca să se poată împărți exact, să aflăm un singur segment, deci împărțim la 2, dacă îmi rămâneau 3 segmente, trebuia să dau un multiplu de 3. Nu. Multiplu de 3, dar acum dau un multiplu de 2, să zic că mi-a rămas aici, Davide, mi-a rămas aici restul 12 lei. 12 împărțit la 2, 6. 6 ce reprezintă? 6 un segment mic. Un mic. 6 ori 5, 30. 6 ori? Cât reprezintă suma totală? Cât sunt segmente de? Câte segmente de este mici? 35? Sunt 35? 6 ori 35. 6 ori 35? Asta este suma. 210. Cât o fi? Vom vedea. Mai important este să înțelegem mecanismul. Da? Pentru toți prietenii noștri și pentru voi, eu repet încă o dată problema și să vedem cum redactăm aici, da? Cum gândim problema. Deci, atenție, în prima variantă, problema pe care am dat-o, este la îndemână, că după ce cheltuie o șeptime din sumă, îi mai rămân 6 segmente de acelea. Și eu mă raportez la cele, la fosta împărțire, de aceea zic 5 șesimi din rest. Da? 5 șesimi, cum au rămas 6 segmente de acestea, restul împărțim în 6, dar e de așa împărțit în 6. Asta e povestea. Și de aceea iau 5 foarte ușor. 1, 2, 3, 4 și ce rămâne? Un segment. Și când dau restul, segmentul, valoarele segmentului acela, îl știu, este 10. Și de aceea mulțim cu 7 și totul merge perfect. Dar când am venit în varianta a doua, lucrurile am complicat foarte tare. Că am zis așa, el cheltuie, cât am zis? 4 cincimi din rest. Deci restul nu mai este raportat la împărțirea aceea cu 6 bucățele, ci restul trebuie împărțit în 5. Cum eu trebuie să țin cont că a fost deja împărțit în 7, am avut deja împărțit în 7, înseamnă că pe fiecare segment îl împart în 5 ca să pot prinde multiplul de 5. Și împărțind pe fiecare segment în 5, în final, tot segmentul ăla a fost împărțit în câte? Și în 7 și în 5, deci în 35 de segmente micuțe.
Și iată că am... Dacă puneați 6 pe 7 din rest. Dacă puneam 6 pe 7 din rest... Împărțim în 7. Fiecare îl împărțeam în 7. Da, fiecare în 7. Și pe urmă 6 pe 7... Facem același lucru. Fii atentă, Davide, mi-ai pus așa. Deci dacă n-ar fi fost 4 pe 5 din rest, ar fi fost cât ai zis tu? 6 pe 7 din rest. Atunci, problema se pune să împart pe fiecare segment de ăsta în 7. Pe fiecare segment în 7. Și face aceeași întâmplare. Și atunci, 6 pe 7 ăsta, îl amplific cu cât am zis eu acum? Amplific cu 7. Nu neapărat, ca aceeași numitor. Da, dar tu ai zis păi da, dar e din rest. Și din rest, acesta ar trebui împărțit în 7 la rândul lui. Da, vede. Deci ăsta e restul. Bucata asta. Și ăsta trebuie împărțit în 7, el numai în 6 este. Și ca să pot reorganiza împărțirea, înseamnă că la rândul pe fiecare împart în 7, da? Și aduc fracția 6 pe 7, mulțim cu 7, la cine o ajung? La 42 pe 49, la 42 pe 49, și lucrarea merge foarte bine în felul ăsta, 42 pe 49, și acum reușesc să fac asta. Dar dacă ar fi fost așa, Davide, dacă ar fi fost 5 pe 11 din rest, deci dacă aș fi zis 5 pe 11 da, din rest... Da, împărțeam fiecare, nu 11, deci... după aia luam, făceam 5, îl amplificam. Îl amplificam cu 7. Cu 7. Neapărat că am avut împărțirea... Am avut, de exemplu, dacă erau 8 segmente, cu 8. Deci, dacă erau 9, cu 9. Adică, de ce nu? Exact cum, cu cât am spus, cu numitorul ăla dinainte. Da. De fapt, povestea este copii în culise, operații cu fracții, adunarea fracțiilor, acolo, scăderea fracțiilor. Și de ce le adun la acel ajutor ca să pot face operații cu fracții? Deja spui cât e ăla, cât e ăla, da? Cam cât o să fie ăla. Deci noi putem să gândim problema așa cum am făcut-o aici. Hai să terminăm problema, că n-am terminat-o după ce am gândit-o. Da. Ce am aranjat-o. În varianta, că restul, restul este 12, da? Da, făceam 12 împărțile. A 2, deci, a 6, 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 da, restul egal cu două segmente de 35, 2 da, pe 35, da? 6 ori 35, restul 20. Egal cu 2 pe 35 din sumă. 6. Și cum restul am zis că este egal cu cât cu 12, atunci reiese de aici. Că un segment. Că un segment micuț, deci un segment. Egal cu 6. Egal cu 6 lei. Și cum toată tot segmentul mare, da, deci segmentul toată suma, a, da, segmentul yes mare este egal de 6 ori 35, peste 35 de segmente micuțe, 6 ori 5, cât face? 210. 210 lei. Și cu asta problema este rezolvată. Altă metodă de rezolvare ar fi, hai să lucrăm așa, metoda a doua. Nu algebrică. Algebric vreau. Algebric, suntem băieți mari, suntem în clasa a... Eu sunt fată. Da. Copii mari. Pentru copii mari, da. Suntem copii mari și am absolvit clasa a patra, suntem în clasa a șapte acum. Wow. Dar să vedeți cum se face la nivelul clasei a șaptea. O, nu vreau, am văzut cum se face acolo. Simplu. Ia urmește, Adi. Deci, notăm cu yes, cu yes, suma lui Davide. Da, notăm cu yes, suma lui Davide. Pe minge, nu pe minge, pe stilou. Pe stilou a dat, cât ai zis, o șeptime din sumă. De stilou no. Legal 1 pe 7 din sumă. 1 pe 7 ori yes. Ca asta înseamnă din sumă. Da. O șeptime, înmulțit cu yes. Deci, egal cu
ies supra 7. Adică suma a fost împărțită în 7 și o șeptime a dat ea peste loc. Restul. Restul 1 egal cu ies minus ies supra 7. Din ies, din suma toată, dăm deoparte cât a dat pe cine? Pe stilou. Da. Și egal mai departe. Dar ies ăsta poate fi privit ca fiind 7 ies supra 7. Că 7 împărțit la 7 face 1. Da? 7 ies supra 7 minus ies supra 7. Și fiindcă au același numitor, știm la scădere, când au același numitor... Este egal cu 6 pe 7. 6 ies supra 7. 6 ies supra 7. Și dacă asta e suma care a rămas în buzunar, el mai cheltuie acum cât pe minge? 4 cincimi din sumă. Deci pe minge dă 4 pe 5 din 6 ies pe 7. Care înseamnă 4 pe 5 înmulțit cu asta. Egal cu 4 pe 5, Daria, înmulțit cu 6 ies supra 7. Și ce înseamnă? Nu se poate simplifica, asta e clar. Nu se simplifică nimic, nu? Așa este. Ce înseamnă 24s pe 35? Și face 4 ori 6, 24. 4s pe 35. Pe 35. Asta... Ce chestie la clasa așa. Deci asta dă pe cine dă? 24s pe 35? Pe... Dă pe minge. Minge, da. Și acum, ca să văd câte am mai rămas, adun cât a dat pe cine? Pe stilou. Pe stilou. Plus cât a dat pe minge. Minge. Apoi le adunăm și apoi le scădem. Din suma toată. Da, ca să vedem restul. Și pentru a le aduce la cine și pe primul, îl mulțim cu 5. Deci, cât a cheltuit? Da. Cât a cheltuit? Da, vedem ce asta, că nu se acaldă. Nu se acaldă. Cu tremurate acum să vezi. Exact. Cât a cheltuit? Ca să vedem cât a cheltuit, adunăm cât a dat pe minge, da. Și pe stilou și cât a dat pe minge. Da. Și acum zicem, stilou plus minge. Egal cu? 24S. 24 ies pe 35 plus S 6, 2 ies. Ies pe 7. Da, ies pe 7. Plus ies da. Supra 7. Și am zis eu că ies pe 7 când îl mulțim cu 5 pentru a avea același numitor. Da. Și atunci o să avem 24 S pe 35 plus 5 S. Deci facem ce, Daria? Deci 24 plus 5S. Mulțim cu 5, da? Și o să avem 24S plus 5S pe 35. Pe 35. Care este egal cu 29S pe 35. 29S pe 35. 29S pe 35 a cheltuit. Da. Și acum facem scăderea. Din toată suma S. Da, din toată suma. Care a avut-o. Cât, așa puneți, cât i-a rămas? A, 8. Două. Din ies, din suma care a plecat, scădem din 29 ies pe 35. Și e calcul. Deci, S minus 29 ies pe 35. Păi pe S-ul ăsta putem scrie ca... Și de 6. Deci pe S-ul ăsta putem zice ca 35 S pe 35, ca să fie același lucru. 35 S pe 35. Minus 29 S. Minus 29 S pe 35. Care o să dea 6.
6 ies. 6, da, fix 6. Pe 35. Pe 35. Iată că a apărut o greșeală. Iată că trebuia multiplul de 6. Iată că trebuia multiplul de 6. Noi ne-am dat 12. Nu, noi am dat 12. Dar din întâmplare, că dacă ne opream numai la multiplul de 2, dacă te opreai la 4, era o greșeală. Unde e greșeala? De ce? Ați făcut din sumă, nu din rest. Am făcut 4 din... 4 pe 5. 4 pe 5 din... N-ați făcut din rest, ați făcut din sumă. 4 pe 5 din... Că am luat 28 din 35, vedeți? Am zis 28 din 4 pe 5 din 30. Din 30. Trebuia 4 pe 5 din 30 din rest. Și erau 24 de segmente. Nu mai erau 28 de segmente. Știți, domn profesor? Deci noi facem 4 pe 5. Din rest. Și cât de 4 pe 5? Din 30 trebuia. Că ai zis din rest. Așa. Și a zis din sumă, ați făcut din sumă și de aceea nu v-a dat. Am înțeles. Eu făceam pe caiet aici, zic, măi, hai să nu mă opresc. Bun, bine că, nu bine că nu m-ai oprit, dar e bine că, uite, ducându-te la varianta asta, să zicem greșeala. Mă spune la sfârșit, da. Deci, David, fii atent ce face, ce greșeală îți trecoream. Când zicem 4 pe 5 și mulțim cu 7 și spune că pe, a dat 28 pe 35, din toată suma, că zic 35, mă raportez la sumă. La toată așa, suma care trebuia să fie din rest. Din 30. Adică din cele 30, 5 ori 6, 30. Exact. Da? Și atunci, dacă spuneam 4 pe 5 din rest, vă trebuiau 24. Vedeți cum a și ieșit, 24 ies pe 35. Așa. A și ieșit, vedeți? Deci înmulțeam aici cu cât? Cu? Cu 6. Cu 6. Era restul 5 ori 6, 30. Exact, din 30. Așa. Că din 6 segmente rămân, că a zis din rest, n-a zis din toată suma. Și dacă noi o gândim așa, cum din toată suma. E bine, e din toată suma. Perfect. Perfect. Deci e corect ce spui tu. Deci aici trebuia să mulțim cu 6. Și a fost 24 de segmente din 30. Așa. Așa este. Și atunci ne rămânea 6. Ne obțineam 6 segmente. Exact. 6 segmente. Și trebuia multiplu de 6. Deci cum ați făcut-o dumneavoastră pe segmente cu copii? Ați făcut-o din sumă și pe minge. Da. Și cum ați făcut-o algebrică? Ați făcut-o din rest. Din rest. Și eu aici am spus 4 pe, din rest, da. Ca să fie fost problema corect din sumă de la început. Din sumă. Dacă atunci, era din sumă, dar erau 28 din 35. Și atunci problema era corect. Da, da. Da. Ca să nu mai dau totul peste cap, modific doar aici. Acolo, lăsați din sumă. Lăsați din sumă. Din sumă. Sumă. Și atunci problema rezolvată exact este... Exact cum ați făcut-o dumneavoastră și acum pe algebric nu mai merge. Nu mai merge, trebuie să... Din rest. Din rest să facem. Da. Haideți să spunem că am făcut două probleme. Păi oricum ați făcut. A, da. Da. O problemă a fost când am gândit-o din sumă. Și una din rest. Și una din rest pe metoda algebrică. Da, da. Ca ați vrea să ne arătați ambele metode, dar să nu trișăm. Așa spune. Da, Daria. Vezi? Haideți să spun că în momentul în care eu mă opuneam raționamentului pe care îl făceai tu cu 2. Avem vedere chestia asta probabil. Da. Nu întâmplător spuneam că nu 2 va trebui să dea, ci mai mult. 6. Da. Eu tot ziceam din banc, 6. Da, da, da. Voi ieși din 2, zic, băi, stai să pun pe 2. Eu mă gândeam de ce David spunea 6 și tot ce. 16 a zis David. Da, 16. El a prins un 6 și a zis 16 și între el, ca să prinde, profesor, să fie în, știți, cu 6 de la știți ceva. Știți ce e, mama? Oricum, dar nu, și păzită, nu, dar știi care e chestia? Eu am observat odată, uitându-mă pe lecțiile domnului profesor cu alte clase, că se strecurau greșeli și copiii din bancă nu sunt atenți. Pe mine asta mă deranjează foarte tare, că dacă voi nu ți-ați dat o greșeală la tablă, înseamnă că nu sunteți atenți. Ai înțeles? Și eu când am văzut pasivitatea copiilor la acea lecție, m-am întristat ca privitor. Și mă gândesc că și pe noi ne urmăresc mulți și atunci eu aș vrea și pe cei de-a șaptea la fel, adică... Acolo, cât de cât mai încercăm să ne ținem în priză
pentru eventuale erori care pot să apară. Da, adică trebuie să, să venim cu... Una este să fii de unul singur, exact, când eroarea trece și nu mai poți observa. Exact. Și alta este prezența voastră. Prezența voastră ridică calitatea lecției și corect, voi stați de bază la fiecare moment de eroare pe care se poate, exact, pe care, pe care o puteți trecura. Și la clasa 7, domn profesor, țineți minte că a fost un 210, am pus eu din atenție și era 208. Dacă ei vedeau, nu, 208, sigur, sigur. Știți, la un moment dat, când n-am mai mers, întrebarea de ce. De ce? Și când ne-am întors, am văzut că era o greșeală. O scădere banală, dar dacă observau, nu face 210, 208, imediat, așa și la voi, știi? Aici nu v-am dat seama, dar înseamnă că pentru noi înseamnă de alarmă că nu vă e clar. Și atunci o facem și din sumă și din rest încă o dată. Sau exact, cum vrea domn profesor. Așa merită să facem. Ca să facem ordine, exact, în privința asta și să vedeți exact cum lucrurile trebuie privite și trebuie simțite de voi. Exact. Că degeaba eu, să zicem, repet o dată, de ori, șapte ori, dacă încă n-a fost clar. Și aici vreau să fiți hotărâți și curajoși și să spuneți, n-am înțeles încă, mai insistați o dată și atunci efortul pe care îl fac va fi acela ca, explicând încă o dată, să încerc să găsesc forma de prezentare a lucrurilor încât să fie cât mai clară. Corect. Da. Sau dacă e din sumă, domn profesor, e din sumă, e din rest. Una este din suma. Da. Una este din suma totală, 4 șeptim, și alta este din ce a mai rămas în buzunar. Corect. Corect. Așa că să mai facem o tură, să vedem dacă au înțeles, exact, domn profesor. Exact, exact. Deci aceeași... Par grele, nu-i așa, Davide? Par grele, așa-i? Nu sunt grele deloc. Nu, numai trebuie să facem ordine și să înțelegem, exact, bine. Deloc nu sunt grele. Dăm tu, Davide, și mă interesează ca la sfârșit să prezentăm multiplul de cât este important să-mi dați voi, că dacă să ajungeți să-mi dați multiplul, înseamnă că ați prins problema. Corect. Yeah. Da. Hai să vedem. Dacă de acum să nu credem că dacă ne dăm nouă, de exemplu, și nouă acum 4, să înmulțim cu, să mulțim să cu fie... 3, ca să... Nu mai este rodul raționament. Poate, nu tare, așa că dăm la popneamă. Da. Uitați cum am făcut. Așa. Da, gândit. Da. Și dumneavoastră... Ioana are o sumă de bani. Exact. De ce Ioana? Hai, zi tu. Mihaela. Ce un nume mai scurt, mama. Ana. Ana, Crina și Bogdan. Aia are mea. Deci Ana are suma, yes. Și o să gândiți și algebră și eu. Păi mai întâi prin segmente. Păi din nivelul vostru întâi. Da. Da, nu vrem algebră. Bine, nu vreți, hai. Bun, hai. Ana are suma, yes. Îl împrumută pe... Davide. Aha. Da? Ana. Pe... Nu faceți așa. Da, mai dă lui Davide. Uite, cât pe cât din sumă, ziceți. Unul pe șase. O șeptime. Hai să mergem la altceva. Doi pe șase. Doi pe șase. Nu, doi pe șase e reductibil. O cincime. O cincime, da. Dar două cincimi de ce nu vreți? Ca să dea mai mult. Două cincimi. Din sumă. Din sumă. Atenție, din sumă. Da? E prima mișcare de corect sumă, da. Da. Apoi îi împrumută Mariei. Și dă și Dariei. Ana. Îi dă și Dariei, doamnă. Da. Nu Daria. Da, Daria. Îi dă Dariei, ia să vedem. Cât se dăm Daria? 3 din 7, 4, iar da. 3 șeptimi. Nu. 3 șeptimi, iar da. 5 optim. Cum bine, vreți? Bine, 3 șeptim. 3 șeptim. 3 șeptim. Din ce? Din? Rest. Facem din sumă, rest, da? Din rest, din ce? Daria, din ce? Din sumă sau din rest? Din rest. Din rest. Rest. 3 șeptim? Da, subliniem, din rest. Da, din rest. Suntem atenți. Da, foarte important. Restul. Rămâne cu... Ia să vedem. Așa. Vă dăm noi, da? Voi vreau să dați. Voi puteți să lucrați la o altă problemă. Nu, lucrăm și aici, ne gândim și noi aici. Ah, bine. Facem și noi cu segment, dar nu vorbim. Corect. Da? Bun. Pentru prietenii noștri. Mi-ați spus că nu vorbim. Da.
Da? Nu vorbesc. Trebuie să tăi sunt tipul de 7. De ce? De 7. Tu, Daria, de care zici? Eu încă n-am terminat, am câteva calcule. Bine. Nu, tipul de 6, scuzați. De? De 6. De 6. Hai, Daria, zici și tu. Eu cred că... Mai analizăm. Mai analizează. Dar, profesor, zi. Eu cred că e multiplul de 9. Când vă hotărâți, spuneți și începe cineva să argumenteze. Ia mai analizează și tu, că ești pe aproape, dar nu ești acolo. Ceva nu faci bine. Eu am zis 6. Nu te lăsa repede. Mai și fă. Mai analizează. Asta înseamnă că nu-i bine dacă ți s-o zis, mai analizează. Da, mai analizează. Am strecunat o greșeală, am găsit-o. Multiplu de 12. E corect. 12 multiplu de 12. Daria, are în punctele de 12. Tu mai revii sau... Nu. Nu mai revii deloc? Deci ți-ai găsit pe a ta, de 6, multiplu de 6. Să dăm un 3 6 atunci. Bun. Că e și de 6 și de 12. Să dăm un 3 6 de lei. Așa. Și vedem cine a avut de tot. Bun. Dar hai să ducem pe raționamentul, să spunea lui Daria. Cum ai gândit tu, Daria? Stai, mai întâi am făcut un segment de 5. Da. Un segment care l-am împărțit în 5. Exact, am făcut și noi la tablă. Și am luat 2. După aceea m-am gândit că am rămas cu cele 3 segmente. Cele 3 segmente le-am împărțit pe fiecare în 7. Corect. Da, din ce motiv? Pentru că am luat 3 pe 7 din restul. Deci ai nevoie de șeptime. Și, da. cum aici restul care îți rămăsește ăsta de aici nu-i împărțit în șeptimi. Simți nevoia ca subunitatea asta care ai ca treimi să o împarți în câte? În șapte. Așa. După aceea am spus că în primul segment, acela mai mare, am 35 de segmente micuțe. Toată suma? Da, toată suma. Și în cele 3 am 21. Am făcut 21 împărțit la 7 ori 3 ca să văd câte segmente trebuie să iau din câte deci, am. Astea sunt 21 mici. Da.
care mi-a mai rămas. Am făcut 21, împărțit la 7 ori 3. Ori 3, corect. Da. Care mi-a dat 9 și am dat 9 segmente luate. 9 segmente mici din 21. Da, da, care trebuie să le iau. Așa, că vezi că are, Davide, ia 3 șeptimi din rest. Și acum gândește așa. 3 șeptimi din câte Din câte segmente? Dacă aici mulțesc cu 5, da, da, mai rău. Ar fi cât ai? 15. Deci pe 35. Pe 35. Și am scos 15 segmente. Dar aceste 15 pe 35... Este o fracție reductibilă. Sunt raportate la cine? Aceste 15 pe 35. La tot? La toată sumă. Da. Adică cele 35 de segmente. Așa. Deci, 35 14 ne-am luat din cele două, nu? Exact. 2 pe 5, 2 pe 5, înseamnă 14 pe 35. Corect. 14 ne-am luat, da? Da. Acum, când zic că iau 3 șeptimi din rest, eu trebuie să fac, să văd restul de la cele 35. Deci din 35 de segmente care sunt, 14 le-am dat. Da, din 35 pe 35, practic. Din 35 pe 35. Scădem pe cele 14. Scădem pe cele 14 pe 35 pe care le-am dat pentru cine, Daria? Pentru Davide. L-ați împrumutat pe Davide. Îmi rămân cât aici? 21 din 35. 21 pe 35. Ăsta e restul. Ăsta e restul care mi-a mai rămas. Da. Și din aceste 21 pe 35, 5, acum 3 pe 7 din ele. 3 șeptimi din ele. Corect. 3 pe 7 din 21 pe 35. Deci 3 pe 7 din 21 pe 35. Corect. Așa, dar zic 3 șeptimi, 21, 3 șeptimi, din rest, ziceți. 3 pe 7 din 21 pe 35. Corect. Din ăsta. Și din ce știți voi, când ziceți din, 3 pe 7 se mulțește cu 21 pe 35. 35, corect. Care înseamnă egal cu 3 șeptimi ori 21 pe 35. Simplificăm. Și face... Da, și o să-mi dea 9 din 35, le-a dat Dariei. 9 pe 35 sunt... Care mi-au... la moartele ție. Care ți le-a dat ție. Deci 9 pe 35 sunt pentru Daria, da? Da. Adică 9 pe 35 încă 9. Înseamnă de aici 5, 7 și încă 2. Și într-un fel le adunăm cu acele care le-am dat lui Davide. Asta e. Corect. Și acum scădem și vedem cât mi-au rămas. Adică 12. Și prin segmente am făcut 21 minus 9 ca să... Da. Da. Deci aici, suma asta este pentru cine? Pentru Daria. Pentru Daria. Am descoperit Daria. Care ia câte Daria? 9 segmente. Davide ia 14. 14 segmente. Și rămân 9 segmente. 12 rămân. Și restul care ne rămâne, da? Tot restul acesta. Restul 12 segmente. Da? Iar egal cu 12 segmente. De aceea sunt nevoie să dau un multiplu de 12. De ce am greșit? Zim? Minus 11 am făcut minus 7. Dați un multiplu, 60. Deci minus cât? În loc să fac minus 14, am făcut minus 7. Minus 14, ai zis minus 7, păi parcă ai fost să minus 7, 28. 28 și cum ai ajuns la... Cum ți-o dat 6, multiplul acela de 6? De ce? Eu am făcut altcumva, deci am făcut... În loc să iau din toate 35, am luat din toate 30. A făcut, cred că mulți le-a greșit acolo. El a luat o cincime și după aceea ai luat 3 șeptimi din 30. Și cum? Nu s-a împărțit. Nu s-a împărțit.
Nu, eu am făcut așa, 2 pe 5 am mulțit cu 7 și mi-am dat 14 pe 30. 14 din 35 trebuia. Știu. Aici am greșit. Da? Deci... Nu a mers nimic acolo. Nimic, la început. Deci le-ai îmbinat fără suport. Fără știre. Fără logică. Știe ce să facă. Da, le-ai îmbinat așa că le-a poate ies. Acolo, plus 4. Și tu, da. Daria, când ai zis nou acolo, tu ai zis cât ți-a dat ție. De aia ți-am zis, fii atentă. Nu, deci... Tu ai zis nouă inițial. Deci m-am uitat în altă... M-am uitat aici, vedeți, am profesor. Da. M-am avut aici 9 segmente și m-am gândit 9 segmente și am zis că le-am zis loc de 12. Haideți să terminăm problema acasă. Terminăm problema. Da? Dați 60, un ultim cod de 12 și 60. Așa, bun. Mă să-i mai va fi 5. Deci spunem rămâne că... Rămâne cu... 5 cel 35. Restul care rămâne cu... 60 lei. 60 lei. Da. Corect. 60 împărțit la 12, 5, 5 ori 35. Hai să redactăm aici. Da. Faptul că îi dă... lui Davide, 2 cincim din sumă, 2 pe 5 din ies, înseamnă, după ce am împărțit și în 7, înseamnă 14 segmente mici. După desen. Uh-huh. Deci ne permitem să facem așa. Da? Scrie, Davide. Deci am împărțit și în 7 fiecare. Da? Deci 2 cincim din ies, înseamnă 14 segmente mici. 3 septimi din rest, ca să aflăm restul, ce facem? Din 35 segmente. Le scădem pe cele 14. Scădem pe cele 14 segmente și ne obținem cât? 21 segmente. Acum 3 pe 7. Și acum, 3 șeptimi... Din 21. Din 21, da? 3 pe 7 din 21 pe 35. Da. Așa e bine, da? Din 21 pe 35. Înseamnă 9 pe 35. Este egal cu 3 pe 7 înmulțit cu 21 pe 35, care înseamnă... Iver, domnul ăsta. 21 cu 7. 7 cu 21, da? Da. Și rămâne 9 pe 35. Ceea ce înseamnă 9 segmente mici. Eu prind un segment egal cu 1 pe 35. Corect. Din sumă. Da? Corect. Un segment mic, cum am zis acolo, înseamnă 1 pe 35 din sumă. Corect. Și acum operând și după desenul arătat, da. Se vede că din suma toată e compusă din 35. Da, 35 minus 14 minus 9. Minus 14 minus 9. Egal cu 21. 12 segmente mici, segmente, da? Mici, da. 12. Cum îi rămân 60 de lei? Cum? Ies egal 60. Cu rest, da? Rest egal cu 60 lei, atunci rezultă un segment mic, ca asta un segment mic egal cu 12, cu 60 împărțit la 12, egal cu 5 lei. Și acum, toată suma? Toată suma ies. Cât e toată suma, Dar? 5 ori 35. 5 ori 35. 175 lei. 5 ori 3. Și atunci Davide cât primește, domn profesor? Acum putem să aflăm. Davide, tu cât primești? Ia să vedem. Din 175 cât iei tu? 14. 14 segmente mici. O singur segment. Da, adică cât iei tu? Păi eu iau... Și un singur segment e 5. 14 ori 5. 14 ori 5. 5 ori... 70, Davide. Mai fac 5 ori 35. Davide primește 70 de lei. Iar înseamnă 5 ori 14 egal 70 lei. Și Daria primește? 45. Daria primește 5 ori 9. 5 ori 9 egal cu 45 lei. Ia să vedem dacă o făcut corect, domn profesor. 45 cu 70, 115 și cu 60 rest. O, 175, corect, domn profesor. Da, este corect.
Asta e varianta în care am văzut 3 șeptimi din rest. Da, dacă era din sumă. Să vedem din sumă cum se modifică rezultatele. Da. Să fie tot 3 de zi. La fel, tot să fie așa. Exact așa. Ca să vedeți numai o singură chestie, dacă suntem neatenți, cum se modifică problema. Păi n-ar fi același lucru? Nu, hai să vezi. E sub 45, așa, dar e sub 45, el 70 și sumă 175. Ia să vedeți acum. Încercăm problema și în varianta, da? Din yes. De ce? Ba da, eu vreau, domn profesor. Daria și cu David, cine nu-și va modifica suma? Cineva nu-și va modifica suma? Unul din voi doi. Eu. David, tu, corect. Pentru că eu mi-o modific, că la mea e 37 din sumă, va fi? Sigur, de mai mult sau mai puțin? Ai să ia mai mult. O mai mult, sigur că. Pentru că numai din rest, să spun că după ce i-a dat. Ia să vedem din suma ei, de bani. Ia să vedem. Deci, interpretarea logică, așa spuneți, nu? Da. Perfect. Ia să vedem cu cât. Mai e 4. Deci s-a mărit suma, s-a mărit valoarea, așa și... Am întrebare, pot să încerc o chestie? Zi. Deci le facem, să spunem, tot pe acelea 5. Hai să facem tot pe acelea 5. Și pe acelea 5 să le împărțim tot în 7. Adică direct, pe toate. Păi de la început poți face. Da, da. Sigur că da. Și luăm mai întâi alea două, care trebuie să le luăm. Da? Adică 14, facem 35 minus... Sigur că da, eu l-am până început. Minus 14, cât ne-a dat. Și apoi vedem cât mi-a rămas mie. Adică ăla mi-a împărțit la ăla, ori ăla. Asta vreau, A, e același, într-un fel. Ca să vedem. Tehnică de lucru, numai da. Te raportez la suma anterioară și o să vezi da. Că e altceva. Hai, foarte bun. Aoleu, e mai mult decât David. Yeeey! Deci nu ai... Brata, o zi... Dacă e din sumă, e mai mult decât el. Bun, nu rămân multe datorie. Hai să vedem cât e. Să vedem exact și dacă merge acum 60 de lei, dacă mai merge. Merge, da. Deci stați puțin. Haideți să deci, acum, modificăm acum. Deci spunem, de unde îl luăm? Facem un segment uriaș. Că bine ziceți, domn profesor, dacă mai merge. Mami! Așa, deci facem un segment mangoricel. Da. Mangoricel. Și îl împărțim în 5. Acele 5 le împărțim în 7. Fiecare în 7. Așa. Vă zic eu, David, o să o cotim din sumă, domn profesor. De-aia eu de 6 segmente. Da? De 6 segmente. Și rămâne 60, tot merge. Un segment o să fie mai mare. Da. Mai dobituțe, mai... Am așa. Și după aceea luăm două segmente. După ce le împărțim în 7. Ce interesant, domn profesor. Avem 35 de segmente mici minus cele 14 segmente care ne-au rămas. Care dar, dă 21. Dar nu mai avem treabă cu cine a rămas, că e tot din sumă. Păi da, adică 20 și 35 minus 14, că 14... Deci David, tot 14 segmente o să aibă. Da. Câte tu? Și 3 pe 7, 20 minus 14. 3 pe 7 din ce? 3 pe 7 din sumă? Din care sumă? Adică din 35. Așa, ia. 35 părți la 7 3, asta nu adică cât? 5 ori 3, 15. Adică tu 15 adică segmente. Adică eu iau 15 segmente și doar de 14. Și el 14 segmente. Și acum să vedem și ce sumă. Deci le-ai depășit pe David, da? Da, un segment. Cum leu? Un segment? Un segment? Să vedem ce valoare îi dăm la segment. Acum să vedem valoarea segmentului. 60 părți la 6, 10. 10 ai în segment. Eu am pus 10 lei mai mult decât tine. Așa. Corect, ai cu 10 lei mai mult decât. Corect. Asta e. Vezi cum s-a transformat dacă e din sumă, cum tu primești mai multă? Domn și dacă profesor, era din... am și o întrebare. Cât a luat David de la dat, în data trecută? 70. 70? Și acum e 140. 80. Cât ea? Păi are 14 segmente. A, 14. Un segment. E da. 150. Deci haide să vedem încă o dată. Cum judecăm? Da? Fiindcă avem fracțiile care se raportează la aceeași, la același sistem de referință, la aceeași valoare, la yes. Corect. Atunci avem două cincimi din yes echivale. Înmulțim cu 7. Da, așa. No, și cealaltă 3 șeptimi tot din yes. Din yes ne face nu, ne pune în situația să avem același numitor. Și atunci pe asta o să o mulțim cu 7 și pe asta o să o mulțim cu 5. Cele două fracții să fie
ușor de manevrat. Și o să fie 4. Și o să venim 14 pe 35. 14 pe 35 din yes. Gata. Și aici este echivalent, va spune 15 pe 35 din yes. Se vede treaba că de data asta Davide primește mai puțin decât Daria, pentru că 15 pe 35 e mai mare decât 14 pe 35. Da? Ei bine, în momentul de față, sigur că segmentul tot îl împărțim în 35. Da? Iată, îl împărțim în 5, în 5, 2, 3, 4, 5 și pe fiecare 7. Așa, și vom avea 35. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6. Da, 6. Așa, și facem ce ne-ați dat dumneavoastră, adică 2 pe 5, Davide. 2 pe 5, care le dăm lui Davide. Și acum... Așteaptă să facă lucrurile. Da, da, așa. Da. Deci, pentru Davide... Tot 14 segmente rămân. Tot 14 segmente. Se neschimbabil. Neschimbabil. Tot atâtea primești. Da. Te primești mai mult. Dar valoarea segmentului mai mare acum. Așa. Și ca să aflu cât primesc, eu facem 35. 3 pe 7 din 35. 37 da. Din 35, pentru că e din toată suma 15 segmente. 15. Și am mai 7 și cu 7, 14. Și cu 1. Și rămâne 6 și multiplul nostru de 60. 60 împărțit la 6, 10. Și dar pentru, 240 și 150. Iată, pentru Daria vom avea 15 segmente. Daria. Da. Daria. Cele 6 segmente. Cele 6 segmente. Restul. Asta constituie rest, da? Așa. Să spunem. Rest. Care am spus că este vorba de 60 lei. Da, 60 lei. Corect. Ei. Iată că din reprezentarea grafică sesizăm că un singur segment 60 împărțit la 6 de 10. Da, de 60 împărțit la 6. Așa și începe să redactăm. Da, 60 împărțit la 6 egal. Dați-vă la tablă, vă rog. Cu 10 lei egal un segment, un segment mic care înseamnă 1 pe 35 din yes. Așa zicem, da? Un segment mic care e a 35-a parte din sumă. Corect. Bun. Davide. Davide. Împrumută 14 ori. Primește, nu? Da, Davide primește. Primește. Da. Cât am zis că primește? 14 segmente. 14 segmente. Mici, da. Mici. Care înseamnă 14 ori 10 egal 140 lei. Daria primește 150 de lei. 15 segmente mici. 15 segmente mici. Și egal cu 15 ori 10. Înseamnă că un segment din acela mare gen 150 lei. Da. Iar da, suma... Și restul e 60. Da, înseamnă că suma este? Yes, este egal cu cât? 35 ori 10. Ați încheiat, domn profesor. Faci 350 lei. Unde e aici, domn profesor? Aici? Aici? Da, da, sunt de acolo. Vedeți, domnule? Nu e. Stai, am pus-o în buzunar. Nu știu ce s-a făcut cu el.
Mihaela, știi la vacuma bancă cu așa din baie? Nici, pentru că ea a închis ușa. Da, imediat. Da. Cât face cu Maria? Da, unde le-am pus? Da, știu că n-am mai... Am vrut să o deschid și era ușa deschisă de așa, să o sesăm. Și n-am mai vrut să mai deschid. Mario. Nu, l-am găsit acum. Da. Doamne, ce simpatic, Mario. Și acum mâine dați exercițiu așa, de alegerile exercițiu și... Nu. Vă dau exact... Încheiem subiectul asta? Aici. Da, încheiem. Yes! Așa. Da, la fel ca ultima? Da, luați și din sumă și din rest. Ah, ok. Deci compuneți o problemă. Hai să facem. Ah, se compune. Da, o compuneți. Ah, noi o compunem. Nu, o compunem, o compunem. Așa, perfect. Da. Super, chiar super. O compuneți și voi acum, știți? Și din sumă și din rest. Nu, ne dăm. O compun eu. Și rămâne ca ei să rezolve. Acum când eu discut cu... Cu Mario. Mario. Poți să spunem așa. Deci, spunem. Ana are suma yes. Da? Ana are suma yes. Împrumută. Pe Daria cu 5/11 din yes. Tot Ana împrumută pe Davide cu 3/7 din rest. Asta e prima variantă. Și a doua variantă din... Aici modificăm. Din yes. Da, din sumă. Deci o faceți o prima dată cu restul, respectiv și a altă dată cu suma yes. Ok. Întrebarea, ce sumă a avut? Nu. Rămâne cu... rămâne cu suma și aici gândiți ce sumă vă dați. Yes 1 și yes 2. Ce stabilim noi acolo așa? Așa. Cât ce ar trebui? Rămâne cu suma cu restul, da? Cu restul.